Facem o incursiune în lumea câinilor, în lumea pe care Mihai Nae ne-o prezintă de fiecare dată, o lume frumoasă cu exemplare deosebite, cum este și cel pe care l-avem astăzi în platou. Iată, un ciobănesc de Asia Centrală, Freia pe numele ei. Da, și alături de noi, bineînțeles, și stăpâna Freiei, Gabriela. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Mulțumim că sunteți alături de noi. Mihai, se vede așa o dragoste teribilă în ochii tăi de fiecare dată când te uiți la Freia. Sunt multe rase de care sunt pasionat. Centru-asiatic, ciobănescul de Asia Centrală, ar fi una dintre ele. Mi-e place foarte mult câinele ăsta. Alabai, îi se mai spune. Ce să zic? Un câine care nu e pentru oricine. E mare. E mare. Ea, spre exemplu, Freia are un an și? 8 luni. Un an și 8 luni. Este deja campioană în România, la clasa ei. Ce să spun? Nu e un câine pentru oricine. Trebuie să fim puternici, trebuie să avem temperament, trebuie să ne impunem, pentru că vorbim despre un ciobănesc. Dacă intrăm acolo pe Wikipedia sau pe internet, o să vedem că sunt câteva rase extrem de agresive și foarte bune de pază. Nu sunt foarte multe la nivelul acesta, dar una dintre ele ar fi Alabaiul, ciobănescul de Asia Centrală. Un câine foarte mișto de altfel, un câine de care nu prea poți să intri în casă, nu poți să intri în curte, nu poți să intri nicăieri. Un câine foarte hotărât pe care nu prea îl convingi decât să facă pentru ce a fost el proiectat. Însă, ca idee, tot ce am vrut să arăt aici a fost că acest câine poate fi și prezentat în concursuri, poate să fie, să aibă și un copil acasă și poate să fie și manevrat de o doamnă. Deci se poate cu orice câine dacă facem educație. Dar este un câine foarte special din punct de vedere al temperamentului. Bănesc că e foarte, foarte teritorială și nu doar când vine vorba de casă, ci și când vine vorba de tine, nu-i așa, Gabriela? Da. Da, nu pune nimeni mâna pe stăpân, adică nu întinde nimeni, nu depășește o anumită graniță. Am văzut când a venit colegul nostru Ilie mai devreme să vă cablețe, mai mult m-am panicat eu, sincer, să fiu la cum o cunosc. Dar e un câine care, lucrând, doamna a lucrat foarte mult cu Freia, poate să fie și un companion. Uite, eu aș vrea să știu, Gabriela, cu ce gând ai adus-o pe Freia în viața ta? În momentul în care ai visat-o, ce-ți doreai, ce-ți imaginai? Un câine care să ne protejeze și care să fie în același timp și foarte echilibrat. Deci un câine mare, dar un câine foarte echilibrat, având în vedere că am și un băiat de 13 ani și nu vreau să... Cum să înțeleg? Foarte bine, foarte bine. Deci poate să facă din ea orice. Visul oricărui om, când vede un câine mare, să-l ia așa de cap și să-i poți să-i faci asta, Freie? Da. Tu poți să-i faci. Și eu și nu tu. Da. Da, da. Da, ideea e așa, a nu se înțelege greșit, da? Deci nu este un monstru, da? Nu este un, dar este un câine pe care nu-l poate nimeni manevra în afară de stăpân. Acum, doamna și-a dorit un câine bun de pază, dar centru asiatic e, nu știu cum să spun, e ceva peste a fi un câine normal de pază. Dar e foarte mișto să vezi treaba asta. Adică mie mi se pare fantastic să intri în concurs. Spre exemplu, sunt câteva rase care, dacă arată agresivitate în ring, arbitru trece peste. Adică nu depunctează neapărat asta. Și în momentul în care îi vezi pe toți că se dau, sunt agresivi și vezi un ciobănesc de Asia Centrală care este educat, care unde îl pui acolo, stă, asta nu înseamnă că nu e un ciobănesc de Asia Centrală adevărat. Asta înseamnă că a avut un stăpân responsabil. Uite, chiar mi-aș dori un lucru. Haideți să o punem acolo și e sculcat. De curiozitate. E prima dată când intră într-un platou de televiziune și... Bineînțeles că nici ei nu este simplu pentru că alunecă și o lăsăm în așteptare acolo, să vedem. Deci unde o pune, acolo stă, da? Chiar dacă vorbim despre un centru asiatic.
Acum o să rămâneți și voi cu ea, noi putem să plecăm. Ne împrietenim, ne împrietenim. Nu am nicio problemă, îmi dau seama când sunteți voi în platou, că noi suntem în deplină siguranță așa e și normal să fie. Asta mă bucură, asta îmi place. Adică în momentul în care vezi, nu neapărat imposibil, dar aproape, da? Să faci dintr-un astfel de câine un câine mișto, pentru mine asta e cea mai mare bucurie. Să știți că Valentin nu s-a îndepărtat de frică, s-a îndepărtat ca să se vadă Freia la cadru. O să-mi pe Freia la cadru mai bine. Dar aș reveni puțin la ce discutam noi înainte să intrăm în direct, și anume câte kilograme are Freia la un an și 8 luni? A ajuns la maxim de 65, nu? Da. 65 de kilograme. Și un mascul cât are? 80, cam așa. Poate să 80? Sară de 80? Da, poate să sară de 80. Wow. Da. Eu l-am dresat și pe fratele ei. Are un frate? Da. Evident. Mai mult? Mai mult, probabil. Eu l-am dresat și pe fratele ei, un câine foarte echilibrat. Spun asta pentru că eu nu-l cunosc pe crescător, nu știu de unde, puteți să-i spuneți dumneavoastră numele. Mihai Nae. Nu, crescător. Scuze. Pe crescător, eu nu-l cunosc. Da, de la ce caniță? Tot Mihai. Din zona? Dacic Zuro, de la Apahida. Bun. Omul ăsta știe să facă munte. Eu nu-i cunosc, mie îmi place să le spun oamenilor numele, pentru că în momentul în care faci un lucru corect, da, merită să se știe lucrul ăsta. Eu consider că, având doi pui din același cuib, foarte mișto ambii și ascultători și să nu fie periculoși față de familie, asta mi se pare un rezultat bun pentru un crescător. Și zic eu felicitări lui. Cam cât mănâncă? Cam cât de mult mănâncă? 700 de grame de boabe pe zi. Nu e atât de mult decât ne-am fi așteptat. Eu vreau să știu, Mihai, având în vedere cât de masivă este Freia și cumva misiunea pe care o are de a fi câine de pază, în momentul în care se activează, ce detent are, ce agilitate are, se activează și din punct de vedere al vitezei? Pe cât e de mare, pe atât este de agilă. Rapid, chiar avem la un moment dat o poză aici când urcă palisada. Uh-huh. Deci ea lucrează, spre exemplu, la dresajul de grup, cot la cot cu cei care sunt de lucru cu adevărat. Pentru că, atenție, trebuie să facem o diferență între câinele de lucru, câinele utilitar, câinele de pază de teritoriu, de oi, capre și așa mai departe. Pentru ce a fost proiectat câinele de vânătoare și câinele de companie. Faptul că ăsta e un lucru foarte important. Nu putem avea, mai ales de la un mascul de Asia Centrală, având un caz similar, nu putem avea pretenția să fie un companion de săvârșit decât dacă muncim extraordinar de mult. Ce înseamnă extraordinar de mult? Înseamnă să-l socializăm și să venim cu el printre câini și printre oameni extraordinar de mult. Dacă nu vom face acest lucru, nu ai cum să ceri unui câine proiectat să ducă nivelul de pază la cel mai înalt, mă repet, nivel, da? Să fie un golden. N-ai cum. În momentul în care ți-ai luat un câine de pază de genul ăsta, trebuie să nu uiți. Oricât de mult dresaj ai face, fără socializare, trebuie să nu uiți ce ți-ai luat. Se înțelege bine cu alți căței în aceeași gospodărie? Da. Adică ar putea să stea cu un bișon. Are un... cel mai bun prieten al ei este un tecăl. Cred că sunt... Da. E o combinație grozavă, da? Da. Mă uitam așa și la imaginile pe care tu, Mihai, ni le pui la dispoziție de fiecare dată, cumva dintre toți câinii pe care ei, în momentul în care stăpânii mergeau cumva în șirindian cu căței lor, Freia se decupa... E un câine care, se comportă perfect la dresajul de grup între foarte mulți câini agitați și, ce să spun, care cumva îi transmit o energie. Când am fost eu acasă, am văzut niște pisicuțe superbe, doamna are o curte foarte mare. Aș vrea să știu cum se înțelege, n-am întrebat niciodată cum se înțelege cu pisicile. Nu se înțelege. Gata. Am întrebat, na. Până acolo. Până acolo, da. M-am înțeles. Cred că la cât de fascinantă e Freia, e un pic amul să-i mai cerem să înțeleagă bine și cu pisicile. Știți care este visul meu? Oh. Că mai am și eu un vis așa, adică când ești diliu. Îmi doresc foarte curând să... nu știu dacă ați văzut, pe afară trebuie să fi văzut, persoane care se plimbă cu pisicile în lesă, ați văzut treaba asta? Da. Și îmi doresc foarte tare să-mi duc câinii la nivelul la care să aduc pisică și să facă slalom printre ei și să nu se ridice din așteptare.
Am foarte mult de... n-am foarte mult de muncă pe tema asta, am foarte mult de muncă să găsesc o pisică care să meargă în leză cum trebuie. Ce pisicile sunt mai figurante puțin? Dar asta e unul dintre visurile mele, nu știu de ce. Păi trebuie să te apuci să dresezi o pisică, Mihai, înainte să o aduci în circuitul de căței. Da, nu la pisici, nu. Dar poate găsesc una care doar să meargă, nu știu. Dialog între căței care așteaptă acolo. Aș vrea să fiu acolo când se întâmplă asta. Trebuie mult să ai filmată și îți mulțumim și pentru faptul că, iată, ne pui la dispoziție aceste filmări minunate. Te vă mulțumesc. Pentru Freia de astăzi și pentru toți căței pe care i-ai adus aici și rasele pe care le-ai prezentat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și să nu uitați. Indiferent de rasă, dacă muncim și ne-o asumăm cu adevărat, cu siguranță vom avea și un companion, dar trebuie să nu uităm ce ne luăm. Trebuie să fim foarte, foarte atenți. Mulțumim pe final, eu vreau să-i mulțumim și Frei, că a stat foarte cu minte aici lângă noi. Uite că bine, dar nu te trânti lângă ea, te rog frumos. Nu, lângă ea nu mă pun pe jos, nu prea încurajă. A lăsat-o pe Frei alături de noi cu foarte multă încredere. O să ne revedem cu siguranță cu Mihai Nae, pentru că ne așteaptă multe alte surprize din partea lui.